Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Așa cum vă anunțam și în ediția trecută, vorbim tot despre treapta a 30-a, despre treimea de virtuți, credința, nădejdea, dragostea, pe care Sfântul Ioan le vede în scară ca fiind una. Este alături de mine tot în al Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. În al Preasfinția voastră sărutăm dreapta. Mulțumesc pentru invitația de a fi împreună discutând despre treapta 30-a a scării Sfântului Ioan Sinaitul. Rămăsesem în al Preasfinția voastră la discuția aceasta despre cel care iubește cu adevărat. Acum însă trebuie să înțelegem cum anume se ajunge la dragostea față de Domnul Hristos. Pentru că numai cel care a ajuns la nepătimire, și vedem asta din treapta 29, în cel nepătimaș se luminează dragostea față de Domnul Hristos. Și iată ce spune Sfântul Ioan. E de amintit, o iubitule, că după pieirea fiarelor din jurul sufletului, adică după pieirea patimilor, că ele sunt fiarele din jurul sufletului, acesta se dorește și se sfârșește după Domnul, înfierbântat ca de un venin de focul dragostei. Foamea lucrează nearătat și nedeslușit, iar lucrarea setei se întinde și se face tuturor arătată prin fierbințeală. De aceea zice cel ce dorește pe Dumnezeu, însetat-a sufletul meu spre Dumnezeu cel tare, cel viu, după Psalmul 41. Vedeți, numai cel care a ajuns la această stare de nepătimire ajunge de fapt la dragostea față de Domnul Hristos. Dar cum să ajungem aici, în al Preasfinția voastră? E un drum lung de o viață întreagă pe care trebuie să-l parcurgem și noi, fiecare la măsurile noastre, după puterile noastre, după harul și darul pe care îl primim de la Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare ceas. Pentru că Dumnezeu ne înnoiește harul său fiecăruia dintre noi, din cei care ne angajăm însă într-o viață de credință după puterile noastre, dar cu sinceritate, cu multă credință, cu multe evlave și fără să ne închipuim că ajungem ușor să fim sfinți și să ne pătimași, ci viața noastră de toate zilele e o viață cu urcușuri și cu căderi, cu ridicări și iar căderi. Așa e viața fiecăruia dintre noi. În al Preasfinția voastră, noi cei de astăzi așteptăm ca toate să se înfăptuiască foarte repede, știți? Pentru că suntem într-o lume a vitezei. Ne plictisim dacă așteptăm în doar câteva secunde să se deschidă un site pe internet. Vrem ca totul să se întâmple imediat pentru noi și la fel și în viața duhovnicească, știți? Omul care a intrat prima dată în biserică vrea să fie sfânt deja. Dar nu se poate. Trebuie să le câștigăm pe toate cu multă osteneală, cu multă răbdare, dar și cu multă sârguință. Adică ne sârguim și suntem constanți în angajarea noastră. Nu astăzi ne rugăm, mâine nu ne mai rugăm sau astăzi facem un bine, mâine am uitat de binele de care trebuie să-l facem, că trebuie să facem binele în mod constant, ne ducem la biserică sau nu ne ducem la biserică, ne spovedim, ne împărtășim sau nu ne mai spovedim, nu ne mai împărtășim, suntem furați de grijile lumii, de necazurile, ispitele vieții și uităm, bineînțeles, de Dumnezeu, de rostul nostru și chemarea noastră veșnică. Lucrul acesta se întâmplă tuturor oamenilor, chiar și celor mai angajați în biserică, pentru că trăim și într-o lume a împrăștierii, înțelegi? Într-o lume care ne atrage spre cele din afară, exercită asupra noastră o presiune fantastică. Nimic nu te îndeamnă din lumea în care trăim spre o interiorizare, spre credință, spre evlave, spre virtute. Dimpotrivă, tot ce vedem, tot ce întâlnim în lumea aceasta ne îndeamnă la o viață destrăbălată, la o viață care nu l-are pe Dumnezeu în centrul ei și nu are binele, până să ajungem să facem totul din dragoste, trebuie să ne ostenim foarte mult, trebuie să ne ostenim.
Și fără osteneală nu se realizează nimic în lumea aceasta, cu atât mai mult în cele duhovnicești. Osteneala duhovnicească, care înseamnă angajarea, persistarea, căderea, ridicarea, să nu rămâi în cădere, ci să încerci să te ridici, să strigi la Dumnezeu: Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă să pun început bun. Păi toți părinții din istoria monahismului nostru se rugau zilnic: Doamne, ajută-mă să pun început bun astăzi. Și mâine iar ziceau, încă n-am ajuns, Doamne, după ani de zile de nevoință, să pun începutul cel bun, vedeți? Aveau smerenia aceasta profundă că încă ei sunt la începutul drumului. Chiar dacă s-au nevoit și s-au și posteau și se nevoiau și se rugau foarte mult, aveau conștiința că încă n-au început drumul cel bun, înțelegeți? Și atunci când omul se smerește și își vede neputința și strigă la Dumnezeu după ajutor, atunci să știți că Dumnezeu îi răspunde mai mult decât atunci când ți se pare că m-am rugat, că mi-am împlinit o normă de rugăciune, că te m-am dus la biserică regulat sau m-am rugat dimineața și seara și cu asta s-o termina, mi-am făcut datoria. Nu, niciodată nu ne împlinim datoria, cum a zis Mântuitorul. Când le facem pe toate, să spunem, slugă netrebnică sunt, că n-am făcut decât ceea ce mi s-a poruncit să fac. Deci, oricât ai face, oricât de mult ai ruga, oricât de mult ai posti, oricât de mult ai nevoie, oricât de mult bine ai face, să ai conștiința că n-ai făcut decât ceea ce trebuia să faci, erai dator să faci, că de aia ne-a creat Dumnezeu, să facem binele și numai binele. Înțelegeți? Și dacă ai această conștiință a nevredniciei tale, te smerești în fața lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți mulțește darul și te ridică și te ajută să mergi un pic mai departe. Dar sigur că nu observi înaintarea duhovnicească, ci dimpotrivă poate observi regresul pe care îl faci. Dar acesta este un lucru extraordinar, să vezi regresul și nu progresul în vieții tale duhovnicești. Este o antinomie. Faptul că cu cât înaintezi în cele bune, tu te vezi tot mai rău. Pentru că te apropii de Dumnezeu și îl vezi pe Dumnezeu în toată lumina sa, în toată strălucirea sa și pe tine te vezi din ce în ce mai mic și mai pătimaș. E ca și cum te stând departe de un munte, îl vezi mic și neînsemnat. Și cu cât te apropii de el, îl vezi tot mai măresc, tot mai frumos, așa și Dumnezeu. Deci, încă o dată, ne nevoim, ne străduim, ne dăm sângele, cum spune Sfântul Apostol Pavel, în lupta voastră cu păcatul, încă nu v-ați împotrivit până la sânge. Până la sânge trebuie să ne... Și dacă facem lucrul acesta și ne smerim și ne vedem neputința, atunci Dumnezeu ne ajută. Și uitați ce ne promite de fapt Dumnezeu. Și iată ce ne spune Sfântul Ioan: dacă fața celui iubit ne preschimbă în chip vădit pe toți și ne face luminoși, veseli și neîntristați, ce nu poate face fața stăpânului când vine în chip nevăzut în sufletul curat? Vedeți ce consecințe are dragostea. Deci vine Dumnezeu la noi exact așa cum ați spus în Altprea Sfinția voastră și în ediția trecută. Să ne mai uităm un pic la raportul acesta dintre frică și dragoste. Pentru că ne spune așa Sfântul Ioan în scara lui: frica, când se ivește în simțirea sufletului, obișnuiește să topească și să mănânce întinăciunea. Deci când încep să am și o frică de Dumnezeu, încep să ajung la această stare de nepătimire. De ce? Pentru că se topește și se mănâncă întinăciunea. Pătrunde cu frica, zice carnea mea, psalmistul, în psalmul 118. Iar cuvioasa iubire uneori obișnuiește să-i mănânce pe unii potrivit celui ce a spus: robitu-mi-ai inima, robitu-mi-ai inima. Iar alteori îi face pe alții să se bucure și îi umple de strălucire. Spre el, zice, a nădăjduit inima mea și m-am temut și a înflorit trupul meu. Și când inima se veselește, fața înflorește. Când deci omul întreg se amestecă cu iubirea lui Dumnezeu, atunci strălucirea sufletului se arată în trup ca într-o oglindă. Așa se umplea de slavă văzătorul de Dumnezeu Moise. Vedeți, strălucirea din suflet se revarsă și peste trup, cum e cazul lui Moise.
Cei ce au atins această treaptă deopotrivă cu a îngerilor uită de multe ori de hrana trupească, ba socotesc că nici nu o doresc pe aceasta. Și nu e de mirare dacă și dragostea potrivnică respinge de multe ori hrana. Socotesc că trupul acestor nestricăcioși nici nu se îmbolnăvește oricum, căci s-a făcut nestricăcios, curățindu-se prin văpaia neprihănirii, care a pus capăt celeilalte văpăi. E foarte important. Socotesc că nici de mâncare nu se apropie cu plăcere, căci focul ceresc obișnuiește să hrănească sufletele acestora cum hrănește apa de sub pământ rădăcina plantei. Creșterea fricii pune început iubirii, iar capătul desăvârșit al neprihănirii e pricină a cunoașterii lui Dumnezeu și a cuvântării de Dumnezeu, a teologiei. Cel ce și-a unit simțirile cu Dumnezeu e învățat tainic de El cuvintele Lui. Iar fără unirea acestora cu Dumnezeu, e greu a grăi despre Dumnezeu. Vedeți, și în raportul acesta, frică, dragoste, când ajunge iubirea să stăpânească totul, atunci, într-adevăr, ajungem să fim cuvântători de Dumnezeu, adică teologi în adevăratul înțeles al cuvântului. Da. Astea sunt măsurile cele mai înalte, la care rar sunt care ajung. Și cu toate acestea, nu trebuie să uităm că în tot efortul pe care îl facem, mare, mic, simțim în același timp și o bucurie, și o lumină, și o atracție. Deci nu înseamnă că Dumnezeu ne răsplătește efortul nostru de zi cu zi doar la sfârșitul vieții, că nu ne-a mai rugat niciunul și ne-a mai... Dar în efortul nostru de zi cu zi, în nevoința noastră, în postul nostru, în rugăciunea noastră, așa cum sunt ele, la măsura fiecăruia dintre noi, e Dumnezeu prezent care ne dă o pregustare a fericirii veșnice, înțelegeți? Deci, în tot efortul pe care îl facem, e și un dar al lui Dumnezeu, un dar al bucuriei, al dragostei, înțelegeți? De aceea putem să facem efort în continuare, că încă o dată, dacă n-am simțit în postul nostru, în rugăciunea noastră, în tot ceea ce facem, și o bucurie mare, mică, știe Dumnezeu cum o împarte fiecare dintre noi, pur și simplu n-am mai face nimica. Încă o dată, Dumnezeu ne răsplătește pe măsură ce noi ne angajăm în lucrarea sa duhovnicească și care ajung pe căile sau pe treptele cele mai înalte, aceia, bineînțeles, sunt cu totul despătimiți, cu totul nepătimași, ne mai trași de lumea aceasta de jos, ci trăiesc oarecum ca îngeri. Nu mai au nevoie, cum a spus Sfântul Ioan Scăraru, nici de prea multă mâncare, nici de prea mult somn, pentru că ei trăiesc deja în Dumnezeu și Dumnezeu este pentru ei totul, și mâncare, și băutură, și odihnă, și toate sunt, da. Dar, încă o dată, noi nu trebuie să așteptăm să trăim deja aici stările cele mai înalte și repede, înțelegeți. Vom ajunge încetul cu încetul și o viață întreagă, pentru că Dumnezeu așteaptă ca o viață întreagă să-i o dăruim Lui. Și fără să, încă o dată, de multe ori fără să așteptăm nimica, dar Dumnezeu ne dă. Și ne spune Sfântul Ioan foarte important că numai cel care a ajuns la această iubire desăvârșită, de fapt la neprihănire și a trecut dincolo, a gustat deja dragostea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu, spune numai cel care a ajuns la această iubire, numai în acela se deschide capacitatea de a vorbi despre Dumnezeu, de a teologizi. Păi bineînțeles, vedeți cât de departe suntem noi, oamenii biserici, în primul rând, și teologii, că vorbim de Dumnezeu, fără să-L fi cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, vorbim teoretic despre Dumnezeu. Sigur, ce ne învață Sfinții Părinți, dar îi repetăm doar. Nu, cuvântul nostru despre Dumnezeu nu vine dintr-o experiență proprie, ci din experiența altora.
Noi cităm pe Sfinții Părinți cum l-au trăit ei pe Dumnezeu, dar noi nu știu cât îl trăim pe Dumnezeu. Și atunci cuvântul nostru n-are puterea pe care au avut-o părinții care l-au trăit pe Dumnezeu cu adevărat și au fost teologi în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ei, cum spune Sfântul Ioan Scăraru, au ajuns la măsura aceasta a dragostei de Dumnezeu care te face să vorbești despre Dumnezeu, să fii cu adevărat teolog. Uitați în al preasfinția voastră ce ne spune Sfântul Ioan. De fapt, la modul cel mai concret, cum ajungem să-L iubim pe Dumnezeu, am putea spune. Și iată, spune, cel ce iubește pe Domnul a iubit mai întâi pe fratele său. Deci, începem de aici, de la iubirea pentru aproapele. Și spune mai departe, dovada primului lucru este cel de-al doilea. Cel ce iubește pe aproapele nu rabdă vreodată pe cei ce clevetesc și fuge de ei mai degrabă ca de foc. Mai vedeți. Cel ce zice că iubește pe Domnul, dar pe fratele său se mânie, este asemenea celui ce aleargă în vis. Deci începem de la niște lucruri foarte concrete. Dar Sfânta Scriptură ne spune lucrul acesta, că nu-L poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și urâi pe semenul tău cu care trăiești împreună. Iubirea trebuie să înceapă în modul cel mai concret, dar fratele tău cu care trăiești și fratele tău care este chipul lui Dumnezeu. În fiecare om se reflectă chipul lui Dumnezeu și tu-L iubești pe Dumnezeu din aproapele tău. În fiecare dintre oameni e Dumnezeu prezent, e chipul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, chiar desfigurat de pate, de păcate, de răutăți, de beție, de știu, curvie și așa mai departe, în toți e prezent Dumnezeu, înțelegeți? Și tu îl iubești pe Dumnezeu din fiecare om, așa cum este El, și încerci să te apropii de El și să-L ajuți în modul cel mai concret, că iubirea nu este un sentiment așa vag, da, te iubesc, dar, cum spunea Sfântul Apostol Iacob, zice, e sărac, n-are cu ce să îmbrăca, n-are ce să mânca și tu îi spui, te iubesc, da, du-te și vezi de treabă și te îmbracă și mănâncă, păi trebuie să spui sufletul pentru El, să-L ajuți în modul cel mai concret. Și atunci iubirea este concretă, se arată din fapte, așa spune Sfântul Apostol Iacob, arată-mi iubirea ta din fapte, nu, și credința, și iubirea ta din fapte. Și mai spune Sfântul Ioan aici, care mai sunt și faptele foarte importante, nu cleveti, nu-l mânia pe fratele tău. Păi bineînțeles. Vedeți? Toate acestea. Acum să trecem la nădejde, pentru că, vedeți, ne-a vorbit Sfântul Ioan despre iubire și acum trece la nădejde, dar ne spune de fapt că toate acestea, încă o dată readuc aminte dragilor noștri telespectatori, toate aceste virtuți de fapt sunt una. Și spune așa, tăria iubirii este nădejdea, căci prin aceasta așteptăm plata iubirii. Nădejdea este bogăția bogăției nearătate. Ea este vistieria neîndoielnică dinainte de vistierie. Ea este odihnă în osteneli. Ea este ușa iubirii, ea omoară deznădejdea. Ea este icoana celor ce nu sunt de față. Lipsa nădejdii este pieirea iubirii. De ea sunt legate trudele, de ea atârnă ostenelile, pe ea o înconjoară mila. Mă gândesc în al preasfințite părinte la exemplu Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Ce spunea de fapt cu tărie? Că mă hrănesc cu nădejdea neclintită în Dumnezeu care m-a scos din atâtea necazuri. Păi și ne scoate pe fiecare dintre noi Dumnezeu. Cum o iubi Dumnezeu pe Maria Egipteanca, pătimașă, păcătoasă, înainte de a se duce în pustie, unde s-a sfințit cu totul, de a ajuns înger în trup, tot așa ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Eu spun foarte adeseori că Dumnezeu nu numai iubește pe toți oamenii, ci îi preferă pe fiecare în parte. Deci fiecare dintre noi oamenii, miliardele de oameni de pe fața Pământului, fiecare om în parte este preferatul lui Dumnezeu, adică îl preferă Dumnezeu pe fiecare om, dar pentru ca preferința lui Dumnezeu să fie efectivă în viața fiecăruia, trebuie ca și omul să-L prefere pe Dumnezeu. Degeaba ne preferă Dumnezeu pe noi, dacă noi nu-L preferăm pe Dumnezeu în viața noastră. E nevoie de reciprocitate. Reciprocitate. Degeaba îl iubește tata, mama, pe copil, dacă copilul pleacă de acasă, nu ascultă de părinți.
iubirea și preferința părinților pentru copil, pentru copii, rămâne fără obiect. Pentru că copilul pleacă de acasă, copilul n-ascultă de părinți. Dacă copilul ar rămâne acasă în dragostea părinților, părinții oferă totul. Așa și noi primim totul de la Dumnezeu dacă rămânem în legătură cu El, prin credință, prin dragoste, prin nădejde, dacă rămânem mereu în biserica lui Dumnezeu, că e casa lui Dumnezeu, dacă încercăm să-L avem pe Dumnezeu mereu în sufletul nostru, atunci preferința lui Dumnezeu față de mine, față de tine, față de toți oamenii devine efectivă, concretă. Și simțim lucrul acesta, cum te apără Dumnezeu, cum te ajută Dumnezeu, cum îți dă Dumnezeu răbdare în necazuri, în greutăți, cum te scoate din necazuri în cele din urmă. Dar nu fără luptă și fără încercare și fără răbdare, înțelegeți? Pentru că vorbeați despre suferință, despre încercare, iată ce ne spune Sfântul Ioan, călugărul cu nădejde tare junghe lenea, omorând cu sabia acesteia pe aceea. Cercarea, experiența, adică necazul cu sensul acesta, naște nădejdea darurilor Domnului, căci cel necercat nu rămâne neîndoit. Mânia risipește nădejdea, căci aceasta nu rușinează, iar cel ce se mânie are chip necuvincios. Deci vedeți că ne bucurăm de fapt în suferințe, pentru că aceste suferințe nasc nădejdea darurilor Domnului. Bineînțeles. Deci nu se poate ajunge la înviere fără să treci prin cruce, prin suferință și prin moarte. Moarte față de răutățile care ne țin lipiți de lumea aceasta. Și nu e ușor să te dezlipești de lumea aceasta, de materie, de bani, de plăceri trupești, de mâncare, de băutură, de tot ce avem. Sufletul nostru este lipit, împătimit de lucrurile lumea acesteia. Și mai mult sau mai puțin, dar sufletul nostru al tuturor, până ajungi să te dezlipești încetul cu încetul de lucrurile lumii acesteia, de plăcerile, de poftele, de tot ce îți oferă lumea aceasta, trebuie să te lupți foarte mult cu tine însuți, să te lupți foarte mult cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, și cu multă rugăciune, cu post și nevoință, înțelegeți. Dar, încă o dată, în lupta aceasta de a te despătimi, Dumnezeu te asistă și te ajută. Și tu trebuie să nu te oprești din luptă, înțelegeți? Să te duci până la capăt, chiar dacă e foarte greu și chiar dacă trebuie să mori, cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice, mor în fiecare zi, mor în fiecare zi. Auziți aici ce înseamnă lucrul ăsta? Adică mor pentru că mă lupt, el însuși spunea, eu mă lupt cu mine însumi, zice, și îmi dau trupul la nevoințe și casne pentru ca nu cumva propovăduind de altora, să mă fac eu însumi netrebni față de Hristos, înțelegeți? Deci te lupți, dar în lupta aceasta, nevoința aceasta în care mori, simți că mori, simți puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, curajul care îți vine de la Dumnezeu, care te ajută să mergi înainte, până când încetul cu încetul, încetul cu încetul te despătimești, nu îți mai trebuie atâtea, te mulțumești cu mai puțin și dai mulțumire lui Dumnezeu pentru puținul pe care îl ai. Și iată ce ne spune Sfântul Ioan, că vin darurile lui Dumnezeu pentru cel care, așa cum spuneți dumneavoastră, se nevoiește. Iubirea dăruiește prorocia. Iubirea pricinuiește minunile. Iubirea este adâncul luminării. Acestea ar fi calitățile iubirii, am spune așa. Și ne zice mai departe că sunt lucruri foarte frumoase și din păcate nu prea mai avem timp, însă va trebui să le arătăm dragilor telespectatori ca să-i stârnim să citească scara și după aceea să pună în practică învățăturile acestei cărți sfinte, care e recomandată în fiecare an în postul cel mare și nu numai, sigur că ea este până la urmă cartea de căpătâia monahului, că pentru el a fost scrisă cartea aceasta, dar este cartea de căpătâia, am putea spune, a creștinului adevărat. Spune că iubirea este izvorul focului. Cu cât țâșnește mai mult, cu atât îl arde mai tare pe cel însetat. Iubirea este statornicia îngerilor, iubirea e înaintarea veacurilor. Spune-ne nouă, frumoaso, între virtuți, unde-ți paști oile? Unde te adepostești la amiază? Luminează-ne pe noi, adapă-ne pe noi, călăuzește-ne pe noi, povățuiește-ne pe noi, pentru că voim să urcăm la tine, căci tu stăpânești peste toate. Iar acum mi-ai robit sufletul și nu pot să suport flacăra ta. De unde să pornesc a te lăuda? Tu stăpânești tăria mării, iar frământarea valurilor tu o potolești și o ucizi.
Tu smerești cugetul mândru ca pe un rănit, cu brațul puterii tale ai risipit pe dușmanii tăi. Dar eu mă grăbesc să aflu cum te-a văzut pe tine Iacob stând neclintit în vârful scării. Vedeți, dragostea față de Dumnezeu nu este așa un fel de lasă-mă să te las, ci e ceva arzător, vedeți că spune aici că este asemenea unui foc. Tu stăpânești tăria mării, frământarea valurilor, tu o potolești. Spune că este, iubirea este izvorul focului. Deci câte lucruri extraordinare ne scoate înainte Sfântul Ioan. După care își amintește de Sfântul Iacov, că de aici a pornit și el în scrierea acestei scări. Și spune, dar eu mă grăbesc să aflu cum te-a văzut pe tine Iacob stând neclintit în vârful scării. Spune mie celui ce întreb, cum este urcușul acesta și care este chipul și totalitatea treptelor lui pe care cel ce te iubește le-a pus ca suișuri în inima lui. Însetat am să știu care este numărul acestora, cât durează timpul urcușului, căci cel ce ți-a cunoscut lupta și vederea ne-a arătat pe călăuzitor, dar nimic altceva n-a voit să ne lămurească. Mai bine zis, n-a putut. Iar ea, împărăteasa, iubirea, pentru că Dumnezeu însuși e iubirea, iar ea, împărăteasa, dar socotesc că e mai bine să spun el, adică Dumnezeu, de aceea spuneam că Dumnezeu este iubire, arătându-mi se ca din cer mi-a șoptit la urechea sufletului. De nu te vei dezlega, o îndrăgostitule de grosime, nu vei putea să cunoști frumusețea mea. Grosimea trupului, materie, atașamentul față de lumea aceasta, păcatului, nu lumea curată, făcută de Dumnezeu, ci lumea marcată de păcat, marcată de păcat. Lumea în sine e bună, că e creația lui Dumnezeu, dar lumea este împătimită datorită răutății oamenilor și noi ne lipim de această lume a păcatului și trebuie să ne deslipim de lumea păcatului pentru ca să întâlnim lumea aceea pură, curată, creată de Dumnezeu, care este ființa noastră lăuntrică, înțelegeți? Dar frumos spune în Altpreasfinția voastră, o îndrăgostitule, de nu te vei deslega, o îndrăgostitule de grosime, nu vei putea să cunoști frumusețea mea. Și Părintele Dumitru Săniloae spune, dumnezeiește, frumusețea duhovnicească se arată în trupul subțiat, delicat, ca într-o icoană bizantină. Și mă gândesc acum la întâlnirea aceea pe care a avut-o Sfântul Antonie cel Mare la 95 de ani cu Sfântul Pavel Tebeul, care avea 113. Sfântul Antonie cel Mare era învățăcel la Sfântul Pavel Tebeu. Și ce îi spune Sfântul Pavel Tebeu Sfântului Antonie cel Mare? Că trebuie să fie atent, că e un pic cam grăsuț. Deci, nici el, Sfântul Antonie cel Mare, la 95 de ani, nu ajunsese așa cum ne spune Sfântul Ioan că trebuie să fie. Și spune mai departe, că eu stau neclintit în vârful ei, cum a zis marele meu cunoscător, iar acum rămân aceste trei, credința, nădejdea, dragostea, dar mai mare decât toate este dragostea, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Și spune la finalul acestui cuvânt, cuvântul 30 din scară, alergați, rogu-vă, cu cel ce zice, să ne sârguim până ce vom ajunge toți la unitatea credinței și la cunoștința lui Dumnezeu. Cunoștința lui Dumnezeu, care e de fapt dragostea, pentru că așa am spus că Dumnezeu e dragoste. La bărbatul desăvârșit, la măsura vârstei plinătății lui Hristos, care botezându-se la 30 de ani după vârsta văzută, a avut desăvârșita treaptă a 30-a. În scara cea înțelegătoare, dacă iubirea este Dumnezeu, căruia îi se cuvine cântarea, stăpânirea, întru care este puterea, întru care este, era și va fi pricina cea una a tuturor bunătăților în veacuri fără hotare. Amin. Deci iubirea este Dumnezeu în Altpreasfinția voastră și mă gândesc acum la toate ereziile care au fost de-a lungul timpului, dar mai cu seamă la arianism, care venea să distrugă această învățătură că Dumnezeu nu l-a iubit întru totul pe Fiul încât să-i dea totul, pentru că îl făcea mai mic decât el,
mai mic decât Dumnezeu Tatăl. Asta făcea arie, de fapt, din Dumnezeu Fiul. Dar m-am deci, bucurat vedeți... că l-ați citat pe Părintele Stăniloae, care are notă acolo la subsol și care spune că dragostea se manifestă și se arată și prin delicatețea omului față de semenul său. Am citit despre aceasta tot la Părintele Stăniloae, care spunea că delicatețea este semnul sfințeniei omului. Omul sfânt, omul care l-are pe Dumnezeu în suflet, omul care are dragostea lui Dumnezeu, este un om delicat, delicat. Un om care se teme să jeneze, să supere, să smintească cumva pe semenul său, se poartă cu delicatețe, cu atenție mare față de orice om, cu delicatețe. Delicatețea, zice Sfărintele. Și cu frica de a nu-l răni. Păi asta e delicatețea, de a nu supăra, de a nu răni. Asta am învățat, de fapt, din treapta 30 a Sfântului Ioan, că acolo unde este plinătatea dragostei, nu mai încape frica. Se micșorează dragostea, atunci începe să pătrundă frica. Cam asta cred că ar putea să fie. Și... în Altea Sfinția voastră, cum ați concluzionat discuția noastră de două ediții despre treapta 30-a din Scara Sfântului Ioan? Dacă încheiem cu cuvântul pe care l-ați rostit acum, unde este dragoste, plinătatea dragostei, dispare frica. Frica, despre, ne spune Sfânta Scriptură, că este începutul înțelepciunii. Prin frică, teama asta de Dumnezeu, ne face să ne apropiem de Dumnezeu, să începem lucrul lui Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu care este dragoste. Și pe măsură ce înaintăm în dragostea lui Dumnezeu, frica începe să dispară, căci în dragostea desăvârșită nu mai este frică. Ne punem toată nădejdea în Dumnezeu, toată încredințarea vieții noastre să fie Dumnezeu. Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu mă ajută, Dumnezeu mă apără, Dumnezeu s-a jertfit pentru mine, pentru fiecare dintre noi și Dumnezeu mă va mântui și aici pe pământ din toate fricile și din toate necazurile, toate greutățile vieții și la sfârșitul vieții îmi va da și viața veșnică. Vă mulțumim foarte mult, Înalt Preasfințite Părinte, și vă mai așteptăm cu drag la Cuvânt pentru Suflet. Să ne ajute bună Dumnezeu, să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți. Amin. Amin. Sărutăm dreapta. Doamne ajută. Dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată acestei ediții și vă mai aștept tot aici la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet, în ediția de luni. Pe curând!